Tot mai mulți bărbați vindecați după infectarea cu noul coronavirus le oferă și altor pacienți bolnavi de COVID-19 șansa de a se vindeca. Până acum 70 de persoane au donat plasmă pentru pacienții în stare gravă, a anunțat directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui Svetlana Cebotari. Fiind preparate și pregătite din doza acestor donatori, 210 doze terapeutice de plasmă convalescentă. Pentru săptămâna viitoare sunt înregistrați deja 30 de donatori, foști pacienți care s-au tratat. Printre cei care s-au vindecat de COVID-19 și au donat plasmă se numără și un preot. Slujitorul bisericii spune că nu a ezitat nicio clipă să-i ajute și pe alți pacienți bolnavi să scape de suferință. E precum și Evanghelia ne învață, cum învață biserica, că adică totuși dragostea față de aproapele este mai presus decât toate. Asta pe mine m-a determinat în primul rând. A decurs în 30 de minute, 40 de minute, liniștit, mă așteptam altfel, mă gândeam altfel, neștiind cum este, dar este destul de simplu și stai relaxat. Plasma poate fi recoltată după 14 zile de la momentul în care bolnavul de COVID-19 s-a însănătoșit. Donatori pot fi doar bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani. Tratamentul cu plasmă, utilizat și în alte țări precum Statele Unite, Marea Britanie, Italia, Germania sau România, a fost aprobat în țara noastră în 13 aprilie.